Giannis Hagi a ținut prima pagină a ziarelor din Scoția cu un gol care a adus la mijlocul săptămânii victoria celor de la Glasgow Rangers. Hagi Junior a fost decisiv, iar formația pregătită de Steven Gerrard s-a impus cu 1-0 împotriva celor de la St. Johnstone, într-o dispută contând pentru etapa cu numărul 27. Reușita românului a fost lăudată și de foste glorii ale grupării de pe Ibrox Park. Aventura Simone Halep la turneul Gippsland Trophy, pregătitor pentru Australian Open, s-a oprit în sferturi. Sportiva noastră a pierdut categorii confruntarea cu Ekaterina Alexandrova, locul 33 WTA. După doar 57 de minute, rusoaica s-a impus fără dubii, scor 6-2, 6-1. De altfel, Ekaterina nu este la prima reușită în fața Simonei, aceasta fiind în avantaj și la meciurile directe, 2-1. Pe lângă eliminarea în sine, o altă problemă este importantă. Pe finalul primului set, Simona a cerut ajutorul trainerului, ea acuzând probleme la spate. Reamintim că săptămâna viitoare va debuta Australian Open, primul Grand Slam al sezonului. Conform tragerii la sorți, Halep o va întâlni în runda inaugurală pe Lisette Cabrera, locul 140 WTA, o reprezentantă a gazdelor care a primit un wildcard din partea organizatorilor. Aflată într-o perioadă dificilă a existenței, probleme financiare grave de la preluarea formației de către ibericul Pablo Cortacero, Dinamo s-a prezentat onorabil la marele derby cu FCSB. A fost nevoie de reușita lui Florin Tănase din debutul partidei din Ștefan cel Mare pentru a putea fi stabilită o învingătoare. S-a încheiat 1-0 pentru gruparea antrenată de Toni Petrea, alb-albaștrii păstrându-și prima poziție din clasamentul la zi al Ligii 1 la fotbal. New Yorkul este considerat cel mai sportiv oraș al lumii, conform unui clasament publicat de agenția Burson Cohn and Wolf Sports. Metropola americană este urmată în ierarhie de Londra, în timp ce Los Angeles completează podiumul. Clasamentul are în vedere în principal părerile federațiilor sportive internaționale și ale experților din industria sportului, combinate cu analiza asocierii dintre sport și spațiul digital, care este constituită din numărul total de mențiuni al cuvântului sport, asociate numelui orașului pe platformele social media, bloguri și alte site-uri. Vecinii unguri ocupă locul 18 grație capitalei Budapesta, în timp ce Bucureștiul nu a prins, din păcate, top 50 mondial.